Bună și bine ați venit la un nou episod Trend Challenge! În episodul de astăzi ne întoarcem la marea noastră iubire, la blugi, și am primit provocarea de la Lee Cooper să purtăm 3 croiuri diferite, în 3 ținute diferite. Avem fitul skinny, fitul girlfriend și fitul straight. Începem cu prima ținută, cu croiul skinny. Ne-am întors cu prima pereche de blugi, cu fitul skinny. Eu am ales să-i port cu o ținută destul de casual. Am acest cardigan, în caz că mi se face puțin frig, un tricou din bumbac și, ca să dau un pic mai multă culoare, niște tenis foarte, foarte colorate. Eu am ales să port perechea de blugi skinny, un pic îndoită în partea de jos, și am asortat o pereche de botine cu vârful ascuțit și un pic de top, astfel încât să-mi alungească un pic picioarele. Pentru partea de sus, o cămașă de la raionul de bărbați și o geacă asemenea, iar dacă ies afară, am pregătită și o căciulă. Pentru cea de-a doua ținută, o să ne pregătim cu acest fit girlfriend. Pentru un fit atât de comod, nu puteam alege decât o ținută extrem de comodă. Iată, am o pereche de tenis foarte colorați, mi-am pus o bluză în dungi și, pentru că îmi place foarte tare să alătur printurile, mi-am pus și acest fular cu alt fel de dungi, iar ca să întregesc toată ținuta, această jachetă roșie. Așa cum a spus și Dana, fitul acestor blugi este foarte, foarte comod și mi se pare ideal pentru o zi de weekend, când te duci să-ți faci cumpărăturile, când poate te vezi cu prietenii, iar eu am ales să-l port într-o ținută foarte colorată, cu această vestă roșu aprins și cu tenisii aceștia foarte, foarte fun. Revenim imediat cu cea mai clasică dintre toate perechile pe care le-am purtat până acum, perechea de blugi straight. Fitul straight pe care îl avem la cea de-a treia pereche de blugi este perfect pentru orice fel de toc, pentru că are tendința de a alungi picioarele și la fel îl purtăm și noi astăzi. Eu am ales și acest șal foarte călduros și o căciuliță. Dacă acesta este un croi clasic, am ales și eu să îl asortez într-o ținută clasică. Iată, mi-am pus arhicunoscuta cămașă în pătrățele și am ales să condimentez totul cu acest fular cu un model similar și, ca să fug totuși un pic din nota asta foarte clasică, am ales acest ghiozdan supradimensionat. Acesta a fost episodul de astăzi. Sperăm că v-am dat idei interesante despre cum puteți să purtați 3 fituri diferite în ținută fun. Găsiți tot ceea ce am purtat noi la Lee Cooper, iar noi ne vedem săptămâna viitoare. Pa! Ciao!